Ei bine, avem nevoie de un profesionist, iar profesionistul este lângă mine, celebra doamnă doctor Ana Culcer. Sărut mâna, doamnă. Mulțumesc, bună ziua. Celebra pediatră. Celebra... Cam mult. Ziceați, ați avut o poveste imediat când am ieșit în pauza publicitară. Ați mers la doctorul Cristian Andrei și ați spus cum zic la maternitate. Da, eram la maternitatea municipal și multe mămici născând băiețe. Vai, ce bine că e băiat și nu e femeie ca mine, să chinuie ca mine. Și eu spuneam, ai și deveni soacră, pentru că nu o să tragi niciodată semnul egal între cea nora care o să-ți aducă pe lume nepoții și băiatul tău. Te rog să nu fii soacră. Deci ele devineau soacră de când se nășteau băieții. Da. Foarte interesantă și această abordare. Doamna doctor, facem în felul următor. Cum e cu zahărul ăsta la copii? Că acum nu mai înțelegem. Copiii sunt din ce în ce mai disperați după dulce, după ciocolată, după tot felul de lucruri. Deci când eram eu studentă, nivelul de civilizație a unei nații se socotea după cantitatea de zahăr folosită pe cap de individ. Și Franța era pe primul loc. Folosea foarte multe dulciuri, dar ideea era că se foloseau în cantitate mică și franțuzoicele erau cele mai sensibile. Mai nou, avem în fața noastră o populație obeză. Aproape din ce în ce mai mulți obezi. Americanii foarte mulți obezi. Când am fost acolo m-am îngrozit. Acum am trecut și noi, suntem pe un loc fruntaș la obezitate. Și punctul meu de vedere e că totul pleacă de la alimentația nesănătoasă și totul se începe de la nașterea copilului. Când îi se bagă lapte praf. Deci orice animăluț, după ce se naște, se duce direct la țâță și acolo rămâne și mănâncă laptele mamei lui. Păi și sunt mame care nu pot să alăpteze. Nu există mamă să nu poată alăpta, decât dacă are o boală gravă, o depresie sau un cancer sau în rest, pui copilul, vine lapte. Singurul loc în economia românească unde cererea și oferta funcționează. Pui copilul, vine lapte, nu pui copilul, nu vine lapte și n-ai. Și mamele n-au încredere în ele, mai ales dacă li s-a dat la maternitate puțin lapte praf copilului, ele continuă acasă. Eu observ pentru că le întreb când au venit la mine și azi, am avut copil de 2 luni, că a luase de 2 ori cât trebuia să ia în greutate și mama avea lapte de țâșnea pe pereți. Păi zice, n-am, că am fost de la maternitate i-au dat, da? Pentru că ea s-a obișnuit așa și n-avea deloc încredere în ea. Și atunci continuă și în câteva săptămâni pierd laptele, pentru că laptele praf e mai dulce, curge singur din biberon și am teoria, cine-i fraier să muncească dacă îi curge în gât? Deci trebuie lăsat copilul să muncească și se dezvoltă altfel și cavitatea bucală și dentiția și tot. Și de aici pleacă primii pași și de la nutriția mamei gravidei în sarcină, că nu trebuie să ia mai mult de 15 kg, nu 30, nu mai mult, și de la obiceiuri alimentare proaste în casă, pentru că multe persoane spun, dar de ce mănânci zahăr? Nu trebuie să mănânci dulce, n-ai voie. Dar eu le întreb, cine cumpără dulciurile? Cine Corect, are bani bun. În casă? Voi faceți politica alimentară și atunci copilul ce vede, asta mănâncă. Deci copiii nu e bine să mănânce dulce când sunt mici. Nu e bine să mănânce dulce, nu se exclude nimic, nu se exagerează cu nimic. Acum se trece în extrema cealaltă. Și eu plec chiar de la teoria, ce conține laptele de mamă? Proteine, lipide, glucide, 1, 2, 4 raportul. Deci lactoza vine cu calorii, creierul are nevoie de glucide, de glucoză. Deci nu se exclude, dar nu se exagerează. Eu eram obișnuită să beau cafeaua cu zahăr, mergând în Suedia la o verișoară, ea bea cafeaua fără zahăr și mie mi s-a părut foarte ciudat. Și am început să beau și eu ca ea și acum dacă mai îmi pui zahăr nu mai pot să beau. Deci e vorba și de obiceiul alimentar în familie. Cum te setezi tu? Cum te setezi? Și mai e încă ceva. Dacă părinții au predispoziție spre dulciuri și sunt obezi, copiii au aceeași predispoziție. Eu îi văd în momentul când le dau vaccinul Rotarix pe gură, care este dulce. Unii îl savurează, alții se strâmbă de spui că le-am dat nu știu ce o travă. Deci fiecare e cu predispoziția lor. Se moștenesc și predispozițiile pentru anumite alimente. Și ce a mâncat mama în sarcină, dacă a mâncat foarte mult dulce, ăla e obișnuit cu glicemie mai mare. Deci cât de important e, practic, de când rămâi însărcinat, să ai grijă la alimentație. Și e bine, practic, să fie atenție părinții și bunicii la dulciurile pe care le dau nepoților sau copiilor. Nu captăm bunăvoința copilului cu un dulce. Exact. Da? Sau zice, nu-i dau, dar am cumpărat și am în dulap, copilul fură. Dacă nu-i dai și i-ai dat, fură. Am avut o tânără care lucra la o televiziune, nu vă dau numele, și care
încerca, a venit la noi la țară și încerca să spună, eu nu-i dau fetei dulce, nu știu ce. Și ascunsesem o cutie de bomboane undeva și când am venit de la plimbare, n-am mai găsit cutia. Fata era sub pat cu cutia, mâncase jumătate din ea. Deci nu trebuie exagerat în nicio direcție. Adică să-i și dai, dar să ai tot și o limită. Cu moderație, da? Adică, da, deci moderație. Da, moderație este cuvântul pe care trebuie să-l avem noi ca părinți. Iar legat de și de imunitate și de dulciuri, copilul care mănâncă sân în primele 6 luni, chiar dacă e mai gras, nu rămâne obez. Dar dacă l-ai învățat cu lapte care e mai dulce și cu făinosul din lapte, că mai nou e iară moda lapte antireflux, care are făinos în el și care îngrașă, are 900 de calorii la litru, ceea ce e fabulos. Și atunci copilul se învață cu dulciurile astea și mănâncă în continuare. Dar știi ce vreau să vă întreb? Ce părere aveți de copiii care sug la țâță și la 2 ani și la 3 ani de zile? Asta nu e nimic grav. OMS, UNICEF-ul recomandă 2 ani jumate și peste. Alții spun că după 2 ani nu mai e laptele atât de nutritiv. Nu există lapte de proastă calitate. La o săptămână, două, la început ai colostru, lapte de tranziție 2 săptămâni și pe urmă lapte matur. Unul la 3 luni, unul la 6 luni. Natura le-a făcut perfect pentru fiecare grupă de vârstă. Deci nu există lapte de proastă calitate. Da? Deci e, și malnutritele de Biafra nu au lapte prost. Deci au o cantitate mai mică, dar nu... Și pare să că e specific ca și grupa de sânge pentru fiecare copil, mai mult decât atât, că ar fi diferit pentru fete și băieți. Nu știu cum e când ai gemeni fată și băiat. Da. Eu să iau telefonul mobil și o să facem în felul următor, o să-i rog pe oameni să ne trimite mesaje, părinții, bunicii, să vedem ce întrebări ar avea pentru doamna pediatru celebra, doamna doctor Ana Culcer. Vine telefonul, imediat stați să vedeți. Eu zic că nu se exclude nimic, dar nu trebuie exagerat cu nimic. Nu trebuie exagerat cu nimic. Vreau să vă mai întreb ceva. Legat toți părinții sunt, doamne, cum creștem imunitatea la copii? Stați că au venit mesaje acum să vedeți în întrebare. Ce facem, doamna doctor, că ăsta mic n-acceptă laptele praf? Bine face. Păi că am o fetiță de 1 an și 2 luni care de la 8 luni a luat doar câteva sute de grame în greutate până în acest moment. Este slăbuță și încă nu are toate achizițiile. Ce este de făcut? Toate nu vin numai din lapte, vin și din alte alimente la... 8 luni, 9 luni, un an, trebuie să mănânce și brânză și carne și ou și fructe și legume. Mă să întreabă pe doamna doctor Ana Culcer ce să fac dacă nu se mai satură ăsta mic de laptele matern. Mănâncă mai des lapte matern și se reglează cererea cu oferta în timp. Adică se satură. Se satură, da. Se ia. Ei suc des dacă au prea cald în casă, că aici e altă boală națională. Dacă ai 23 de grade, 25 de grade în casă, copilul transpiră, pierde apă, pierde sare, îi se usucă nasul, gâtul, suge des. Dacă stă la răcoare, doarme liniștit și suge mai puțin des, pentru că nu pierde atât apă. Li se usucă și nas și gât. Deci noi ținem copiii la 23-25 de grade, 26 de grade. Eu pun mâna pe copii și îmi dau seama, zic, dom'le, câte grade ai în casă? Că e moale cărnița pe copil, se deshidratează. Apoi ce n-am decât 24-25, nu-i nevoie. Care este limita de zahăr pe care putem să le dăm copiilor? Americanii consideră că maximum 6 lingurițe pe zi între 2 și 18 ani. Dar eu zic că e oricum mult, că enorm. Nu mănâncă, nu trebuie să-i dai atât. Da? Cam... Da, acum când mănânci o bucățică de ciocolată, nu știi câte lingurițe. Da, dar nu e vorba numai de ciocolată, și pâine ai zahăr, numai că se elimină lent glucoza din ea. Și făinoasele, părinți care zice, eu nu dau zahăr, dar dau cereale cu lapte de 2 ori, de 3 ori, care purcelul cu cel îngraș, eu întreb. Tot nu? Cu cereale, tot nu? Cu cereale, da. Este greșit să dai și lapte normal, și lapte praf, dacă n-ai suficientul lapte... Adică dai și de-al tău și de lapte praf. Deci această laptele ei cu lapte praf pleacă tot din frică. Exact ce spuneam. Dacă lași să sugă, după 2-3 zile copilul suge mai des și îți revine toată cantitatea care are nevoie. Deci nu trebuie. De frică dau și atunci pe măsură ce bagă lapte praf, crește cantitatea de lapte praf și ăla nu mai fabrică țâță. Bun, cineva zice, o felicit pe doamna Ana Culcer. Am și eu un doctor pediatru la Brăila, doctor Ciupală Elaria, cred că are 80 de ani și la fel oameni extraordinari. Adică vă lăuda cineva. Cum e, toată lumea aude, zice chestia asta, dom'le, hai să creștem imunitatea la copii. Cum creștem? Mai ales în perioada asta de primăvară. Deci întâi și întâi, când părinții se hotărăsc să aibă un copil, trebuie să se verifice să fie perfect sănătoși. Că totul se transmite, da? Dacă mama are o infecție, copilul face intrauterin infecție, ne trezim cu tot felul de malformații sau îl naște mai devreme pentru că se rup membrane datorită infecției.
Și așa vă pot ține cu multe povești de vorbă. Și după aceea, alimentația naturală este transfer de materie vie între mamă și copil, nu-i doar hrană. Ok, deci, dar să zicem, care copilul? 3, 4, 5 ani. Deci dacă are, crești imunitatea? Întâi, după ce l-am hrănit, ce trebuie, totul din hrană, sport, mișcare, aer curat, și azi mi-a venit copil la consultație, de 3 luni nu ieșiseră afară. Că ba adie vântul, ba nasul înfundat, deci copilul trebuie scos afară, curățit nasul, scos afară să se miște. Adică și când, că e povestea asta, dumneavoastră, care febră ține-l în casă. Îi scazi temperatura și îl scoți afară. Taică mi-a tratat pe balcon pe ăștia care erau cu febră și cu infecție respiratorii. Doamna Cim Palade, la aeroterapie, 3/4 din saloane afară, cu geamurile la deschise, că, cât mai mult dacă afară. Dacă zice, domne, are muci, roșu în gât. Curăț muci și scot copilul. Dacă eu îi curăț nasul, copilul respiră curat. Nu îi leg gura, pentru că atunci mușcă fularul și, păi și trage aerece. Și dacă are roșu în gât? Are roșu în gât. Dacă e bine mersit, scot la soare, dacă e soare, da? Deci, practic, cum ziceați dumneavoastră data trecută, 3 boli e înfofolitul, îndopatul, și frica de curent și nespălatul la boală, neieșit afară la boală. Deci azi mi-a venit neieșit afară și nespălat de nu știu câte vreme că era copilul răcit. Da, siropurile astea de imunitate cum vi se fac? Suplimente deci, alimentare. Deci pe lângă alimentația, fructe, legume crude, da? Că toată lumea dă acum fructe coapte, fierte. Nu, fructe crude pentru vitaminele din ele, legume, așa, sport și asta... Neapărat mai insistăm și cu aceste siropuri de imunitate sau un fel de și vaccinurile obligatorii, pentru că sunt foarte multe vaccinuri care ne apără de tot felul de boli. Încă mai sunt părinți care nu vaccinează copiii cu nimic, nu mai vorbesc de vaccinul de gripă, există acum și vaccin pentru infecție respiratorie cu streptococ, prevenarul și altele care sunt pe program deocamdată. Da? Deci vaccinare, alimentație corectă, vaccinare, sport, mișcare, aer liber. Zice cineva, da? Dacă bate vântul poți să-l scot afară? Pe orice vreme, la grădiniță, școală, servicii, mergi numai când nu adie vântul, când nu e ceaț, pe orice vreme. Trebuie adaptat pe orice asta vreme. Asta ne place dumneavoastră, sunteți așa foarte... Direct. Păi da, hotărâtă. No. Zice cineva, Măruță, te rog frumos, urgent, te rog frumos să întrebi pe doamna doctor dacă eu am o boală, dacă eu am o posibilă boală genetică, se transmite la copil? Bolile genetice au și ele un anumit fel de transmitere, da. Nu toate se transmit deci dominant. Trebuie exact, trebuie să-și facă... Că știi ce boală și care, cum se transmite. De exemplu, talasemia, poți să transmiți 50% boala, 25% poartă tara și 25% sănătoși. Dar sunt și boli care se transmit genetic dominant și acolo e pericol mare. Toată lumea e șocată de chestia asta, de noi scoatem afară când bate vântul? Pe orice vreme, la școală, grădiniță, nu-l trimiți decât dacă nu adie vântul. Asta zic și eu. La școală, la servici, nu te și duci bebelușii? Că adie vântul. Pe orice vreme. Da? Fiul dormea pe balcon, iarna, ningea pe el acolo, dar cu nasul curat. Veneau bunicii că mă mor copilul. Mamă, sunt ultimul om care vreau să mă mor copilul. Ce mânca la mama ce vine doarme? Și dormeai pe balcon? Mă dormeai pe balcon, balconul neînchis. Uitați câte mesaje vin. Da, văd. Deci e ceva incredibil, adică tu, foarte mulți oameni... Deci noi cocoloșim rău de tot copiii. Azi mi-a venit unul cu 5 rânduri de haine pe el. Si? Păi, tot, că e frig la fetiță. Fetiță de 2 ani cu 4 subțiri și încă una groasă peste. Și? Ți-a zis? Și am spus, frate, e transpirată toată, nu că e frig. Păi de-aia e frig, pentru că nu o lasă să se adapteze la mediu. Care mâinile reci. Întâi toți sugarii au mâinile și picioarele reci. Și nasul rece, da? Dar există un termostat în cap care noi îl dereglăm. Dacă lași copilul să se adapteze încet, se adaptează. Dacă cât de tare asta, au un termostat, da, copii în cap există un și centru termic, un centru termic care ne reglează temperatura corpului. Eu, de exemplu, n-am mânuși și sunt cald. Da. Felicitări, doamnei doctor Ana Culcer, am avut-o ca medic de familie timp de 20 de ani. Mamă, foarte tare. Felicitări. Bravo, doamne. Sunteți tare nu de tot, ce să vă zic. Nici nu mai știu cum să citesc mesajele, că vin prea multe, nu mai pot să le deschid. Uite, zice, mi se zice că întreabă foarte mult de diversificare la bebeluși. Da, de la 6 luni. Aia grașii îi diversific mai devreme, da? Cei care sunt normali, îi diversificăm de la 6 luni. Toată tinerețea mea s-a început cu fructe. Acum e moda să încep cu supa, cu prânzul, cu legumele. Păi, doamne, că nu le plac, dacă mănâncă dulce, nu mai mănâncă alte alimente. Nu e adevărat, dar nu trebuie să-i dai foarte dulce și...
Acum sunt foarte multe mesaje și de la oameni care spun în felul următor. Am luat un mesaj de exemplu, dar sunt de asemenea destul de generale. Am o fetiță de aproape 4 luni, are muci în nas și tușește. Și tușește. Este a doua oară când răcește în ultimele 2 luni. Ce pot să-i dau? Ce mănâncă copilul ăsta? Ce mănâncă? Dați meniu. Dacă mănâncă lapte praf, se îmbolnăvește non-stop. Dacă mănâncă lapte de mamă, imunitate, mama transferă și anticorpii ei și... Dacă... Și ce să facă? Și cineva îi aduce birozele în casă. Probabil că îi pupă mânuțele, gurița respiră în nas. Deci copilul mic nu iese singur pe stradă, cineva îi aduce birozele astea. Da, sunt foarte mulți impacientație și zic în felul următor, domnule, a răcit copilul, pe 2 săptămâni iar a răcit. Am și o colegă aici care era impacientată, deci, domnule, a răcit, l-am pus pe picioare un pic, iar s-a întors. La grădinițe așa se întâmplă pentru că duc copiii bolnavi acolo. Asta spuneam și data trecută, trebuie să ne... Știu că nu prea au cu cine să-i lase, dar trebuie să ne educăm, să nu ducem un copil bolnav în colectivitate, că tu îl ții acasă, îl tratezi, îl vindeci și îl duci și după 3 zile le iar bolnav. Sunt pentru că tușesc unii pe alții. Sunt Ana Mihai, consultant alăptare acreditat. Da. IBCLC, într-o maternitate. Așa. Și da, vreau să certific ceea ce spune doamna doctor. Laptele matern este miraculos. Imitabil, dar inegalabil. Standardul de aur în alimentația sugarului, zice FAO. Deci, așa, un sfat părinților care se uită la noi, că cum să facem? Noi ca părinții să știm să fie cel mai bine. Deci ce-a mâncat puiul de om de milioane de ani? Cum? Ce-a mâncat puiul de om de milioane de ani? Lapte de mamă. Păi da, dar să zicem că așa au mai crescut mari acum, nu mai au... Cei care sunt mari, le dăm, sunt și siropuri de imunitate, dar dacă îl ții în casă, poți să-i dai absolut orice sirop. Dacă îl ții și transpiră la 30 de grade în casă, iară poți să-i dai orice sirop. Că deci, transpiră, se evaporă după el și răcește imediat. Deci cât mai mult afară, cât mai mult afară, sport, curățit nasul, nu-l scoatem afară cu muci. Și ăsta micul de 4 luni curăță nasul și poate să-l scoată la plimbare, nu-l ține. Pentru că mie când vin la consultație și îi văd, știu după culoare. Zic, asta e plantă de seră, cât l-ai ținut în casă? A, păi nu l-am scos de nu știu. Florile le bagi toamna în casă și le scoți afară în primăvară palide și terminate, da? Deci după figură îmi dau seama. Poate că m-am deformat profesional, doamne, nu știu. Doamne, sunteți senzaționale, pe cuvânt. Ana Culcer alături de noi, oameni buni. Doctor pediatru, să mai veni. Știți cum au venit mesajele aici? Ceva ireal, adică incredibil. Deci sunt și tot felul de medicamente stimulente imunitare, dar uite, cel mai bun e modul de viață. Zice cineva. Pentru colici sunt tot felul de substanțe care sparg bulele de gaz. Am voie să spun nume de... Nu, dar sunt tratamente. Da. Și poziția la lăptare contează și ce mănâncă copilul ca să nu facă colici. Sunt foarte multe lucruri. Zicea cineva că dacă naște și vrea să vină la dumneavoastră, dar nu... Vă iubește lumea. Aseară m-au ținut până la 9:30 de la 1. Să rămână astăzi minunată. Să fiți sănătoși. Ana Culcer, sănătoși să fim. În chiloți îi scot afară prin curte acum. Obligator. Noi la țară alergam fără chiloți până toată curtea. Și intram seara cu bâta în casă, că nu vreau să intrăm la 9 seara, alergam în jurul casei. Deci cât mai mult afară. Făceam baie în bălțile nedezghețate ca lumea. Primul, cine deci, face secretul, baie nu primul? Mai vă înfofoliți copiii, nu-i mai îndopați, nu-i mai vă gândiți că îi trage curentul. Și scoateți afară. Scoateți afară, la aer, mișcare, sport. Adaptat și dacă la mediu, pe orice. Și dacă sunt la început de drum, alăptați-i cât se exclusiv poate de mult. Exclusiv 6 luni și după aia... Perfect. Vă mulțumesc mult, doamnă, vă mai așteptăm. Cu drag. Ana Culcer, pediatru, 78 de ani și spun vârsta pentru că din respect pentru doamna doctor pediatru, ca să vedeți ce forță are și muncește de dimineața până seara. Vrea să mă arate că chiar sunteți, pe cuvântul meu de aia, tânără și în forță. Am făcut sport, ce mai fac? Mai face sport acum? Puțin în not. În not? Da. De câte ori pe săptămână? Acolo. De câte ori pot. Da? Da. Adică vă duceți de 2-3 ori pe săptămână? Da. Cât înotați? O oră? 10 bazine, așa. Sărut mâna. Mulțumesc mult. Sănătate, numai bine. Numai bine. Ferde a sub 7 ani. Cum? Țiganul nostru de meteor a sub 7 ani. 7 ani? Și în soară m-au invitat la nuntă. Să vă duceți. Îl salutăm și noi. Da, de acolo, de la meteor, de la Târgu Jiu. Mai bine.